Cei 5 turiști ucrainieni au venit în țara noastră în urmă cu 10 zile. Sunt iubitori ai muntelui și de miercuri erau în masivul Piatra Craiului. S-au cazat la refugiul Green 2, la o altitudine de circa 2200 de metri, zona fiind cunoscută ca una periculoasă și inaccesibilă pe timpul iernii. Iar în această perioadă a anului, accesul aici se face cu lanțuri, cu echipament adecvat, coardă, piolet și colțari. În urmă cu 2 seri, unul dintre turiștii ucrainieni a ieșit afară din refugiu, iar după circa 5 ore, prietenii săi au plecat în căutarea lui. Au anunțat autoritățile, iar jandarmii montani și salvamont Argeș au plecat imediat. Solicitarea a fost venită pe 1-2, în jurul orei 14:30 ieri. Ne-am deplasat în zona respectivă, am luat legătura cu persoanele care erau la refugiu, nu am aflat foarte multe date deoarece se întunecase până am ajuns în zona respectivă. Ajunși la refugiu, salvatorii s-au lovit de refuzul turiștilor de a se întoarce fără prietenul lor, astfel că au mai stat pe munte o noapte. Camaradul lor a fost găsit mort într-o zonă montană ce aparține de județul Brașov. Căutările s-au desfășurat o vreme foarte rea, ceață, vizibilitate 10 metri maxim. Am avut susținerea unui elicopter de la Târgu Mureș. Am reușit să coborâm cele 4 persoane, că asta era misiunea noastră importantă, ca cele 4 persoane care se aflau la refugiu campate acolo să-i coborâm în siguranță. Cadavrul a fost ridicat și dus la morga din Brașov, iar cercetările se vor face de către polițiștii criminaliști. Turiștii recuperați de jandarmii argeșeni au fost duși la Rucăr. Ucrainienii au ajuns la poliția din Brana, acolo unde se desfășoară cercetările. Cei 4 vor pleca spre casă mâine, după audierile care vor stabili în ce mod turistul ucrainian și-a pierdut viața în România.